Eu am vrut să fiu foarte tranșant, pentru că așa poate că rămâne un mesaj. Nu știu dacă am făcut bine sau rău, dar am vrut să prezint supraviețuirea în cancerul broncopulmonar, care este cancerul cu cea mai mare mortalitate în lume. Și după cum vedeți, chiar în stadiul 1, supraviețuirea este sub 50% la 5 ani, pentru că așa se calculează în cancer. Iar în stadiul 4 este 1%. Deci trebuie să combatem aspectele astea de miraculos care sunt promovate mai ales de o anumită parte a presei. Trebuie să luăm viața în piept și trebuie să ne luptăm, dar cu să rămânem obiectivi.